На Юрина влечит. Да, шучу. Oameni buni, suntem la noi în Bărăgan cu Andrei aici cu oile. Mergem, bate un pic vântul, mergem așa să facem o poză, două la oi. Câte mai ai, Andrei? 300 de oi, cu capre cu tot. Și capre câte sunt? 60. Dar ce văd, țigăile și bucălăi. Metis. Nu mai e mari, hai. Ia ta. Hai, nu se fici. Da. Bine ați venit pe Fane și Câinii, la Andrei aici, la stână. Haideți să vedem câinii. De la urmarii pe ăla și la Andrei, i-am venit să vedem câinii, iar... Paraș românești, porc. Întorcători, toate națiile. Uite o cățelandră frumoasă. Ia zi de ea. Cât are? 6 luni? 6 luni din ce e? O am cumpărat-o într-un prieten. Da? Frumoasă, tu să-ți trăiască frumoasă. Și am stat în ceau, că am stat 3-4 luni. Da. Asta e cele. Are făcut spectacol și la parc. Câine extraordinar de frumos. Asta e un câine. Vezi că te scos. Auzi? Vezi că iese după ăla, mă. E pe tupesc. Păi nu, mă, iese pe sus, mă. Are cu tupesc care dă la asta. Asta cât are? Asta am luat recent ieri. Da. Asta ce e? Asta e cățelul care l-aveam astăzi. 9 luni are. Oameni buni, e vânt, nu știu dacă ne auziți, dar măcar vedeți imaginile. Pâine aici, de... așa să-l iei, să-l fac pâi lângă altul, să facem o poză, așa. Asta e de la Iulica? Asta a costut-o pasă. Și asta e cățeaua care m-a făcut aici. A, trebuie să fete, e gestantă. Mai aici e așa. Ce
Gata. Ia zi, Dane, cum ți s-a făcut? A făcut priză ca lumea, da? Priză ca lumea. Deci e tare câinele ăsta, mă, e tare. E bun priză, dar mai aici, mă. Așa, mă, mai cătrii. Da. Ce să fie? Câini bune aici, românești ai noștri, fără... Deci românești, românești, bărăci. Da, eu ești mereu. Noi trebuie să ne deplasăm puțin, că oile deja s-au dus. Ce să mai? Sperăm că v-a plăcut. Sănătate! Numai bine! Uitați întărcători, oameni buni, cum lucrează de mici. Așa poate. Uite, la două luni. Are două luni, mai am trei la sfârșit. Nu i-am văzut. Și de mici au învățat să întoarcă. Că le-am pui de acolo! Deci ei deja știu meserie, oameni buni, la două luni, întărcători ăștia. Da, urică, da! Aici un pui de întorcător, aveți acolo numărul lui Andrei. Da, zici că-s de vânzare întorcătorii, a? Mai doi de vânzare. A, doi, ăsta sunt... Ce treabă, de la ușă, omul pui. Deci oameni buni sunt deja învățați la oi să întoarcă, să dea la ușă. Da. Care vrea, o să lăsăm numărul lui Andrei în descrierea clipului să-l sune, care e interesat de întorcători. Trecut toamna asta, Andrei, i-a avut mâncare bine, la ele. Bine, venim acum în corp. Noi speram să fie mai frumos, le mai ținem. Da, să le mai țineți pe aici, da. Aici n-ați avut probleme, nu? Cu șacal, cu vulpi, cu ceva. Nici vulpi nu prea mai văd așa. Mistrezi mai sunt pe aici? Nu a fost pe aici, n-a fost. N-a fost, da? Și ăsta la vârsta asta întoarce oile? Să o dau la ușă. Dai la ușă? Da, a fost la băgăleată, că sunt la pădele, că sare ui. Dar cum ai reușit să-l învăț? Cum îl învăț? Acu, mare, acu după ăsta mare se învață. Eu le păsa și Și pe asta o iei mereu cu tine? Da, asta e o cățea cu mine, n-ai trebuie. Dacă cum să muște mușcă, dacă nu, barac. Deci ascultătoare. Nu, e de... joasă cum a venit, dar ai treabă cu ea. Da? A prins. Cam câți câini mai ai acum, în prezent? Mai am 7, i-am mai și deci ciobănești 7. Două cățelambre și torcători, știu. O să vedem, oameni buni, și în un videoclip în viitor și câinii lui Andrei. Sunt acolo, la stână. Noi acum suntem pe câmp cu oile. Aici nu mai filmam. Da. Are niște câini răi, am văzut și în primul episod. Ce să temperați, nu sunt peste măsură. Ai o linii. Să-mi face de mușcă. Uite, vreau să te întreb, de când practici tu ciobănia? Primul an care am stat la țap la poate. Am mai fost. Ai mai fost sporadic așa, în rest? Și ai de gând să menții... Nu știu, da. Că din ce în ce mai puțin tinerii aleg să... Nu prea mai găsești pe oameni. Da. Să fie bine. Te înțelegi bine cu cine ne-am arim, dar treaba mea mai găsești.
la 10. Da. Am spus și noi și ce s-a mai... Da, aici dormi la stână? În rulotă, nu? Și cum e? Cum e să... Am văzut, ai văzut că la munte au niște, da, se numesc boșcă, de lemn. Are Iulica boșcă. Da? Iulica are boșcă? Aha. O, rulota e deja lux pe lângă boșcă. Boșca e bună, da. Hai că mai încolo, dacă e, o să vedem și rulota. Da, păi și de la oile sunt acolo. A, și oile au un perimetru aceea până... Să duce până și să facă de-aia asta. Era să făd asta. Să merge de-a dreptul, nu are răzări. Oameni buni, așa e la noi în Bărăgan, pe câmpurile astea pe aici, încercăm să mai promovăm și ciobănia de aici. Și aici se practică, într-adevăr nu e ca la munte, dar e frumos și aici, dacă îți place. Ia uite, Dane, ce puț aici, în care se adapă toate animalele. Apa la discret. Ia uitați, aici se adapă animalele. Mamă, e ceva adâncime acolo. Dar e bine că e apă, e bine că e apă aici pentru animale. La stână. Bineînțeles, fântâna asta cu cumpănă, cum era odată. Oile sunt tocmai acolo. S-au depărtat. Oameni buni, asta este rulota unde doarme Andrei, o să vedem așa și cum doarme el acolo. La noi aici, în Bărăgan, sunt multe rulote de genul ăsta în care dorm ciobanii. Mai puține boști cum sunt la munte, mai mult de genul ăsta ia adăpostul unui cioban, gen rulotă. Hai că se apropie și Andrei cu oile, vă că le aduce încoace spre stână. Înainte să venim aici, a legat Andrei câinii de niște pari ca să nu sare pe noi, să nu ne tabere. O să-i vedeți mai încolo.